Mihnea Chelaru, Pisica Verde, o premieră absolută la Teatrul Național Radiofonic, un spectacol cu și despre adolescenți, un spectacol pentru adolescenți, dar mai ales pentru părinții lor. De ce v-ați oprit asupra acestui text? Mi s-a părut un text foarte actual și foarte important de ascultat, exact cum ai spus, mai ales pentru părinți. Fiindcă trebuie să ne dăm seama că dacă adolescenții trec prin ceea ce trec acum, noi le-am strâmbat puțin lumea și le-am scurtat puțin orizontul. Și textul Elizei Wilk mi s-a părut foarte, foarte adevărat și foarte ancorat în realitate. Despre ce vorbește Pisica Verde? Pisica Verde vorbește despre o societate distorsionată de către noi părinții, în care adolescenții sunt nevoiți să crească, iar ei nu au instrumentele cu care să lupte împotriva acestor distorsiuni. Astăzi, la premiera cu public de la Clubul Ramada Majestic, ați avut un succes extraordinar, având în vedere că foarte mulți dintre cei care vin la aceste audiții sunt părinți și bunici. V-ați fi așteptat în urmă cu o zi sau cu două la un asemenea succes de public și probabil că la Radio România Actualități, unde va fi premiera, va fi de asemenea un mare succes în această seară? Sincer, nu m-am așteptat la reacții atât de bune din partea celor care au fost prezenți la audiție la Ramada Majestic. Chiar mă gândeam cum o să decodifice părinții și bunicii acest mesaj pe care am vrut noi să-l transmitem. Dar au reacționat într-adevăr foarte bine și au înțeles mesajul așa cum trebuiau să reacționeze. Că de fapt piesa este cu adolescenți, despre adolescenți, dar pentru părinți. Spunea unul dintre spectatori și ascultători că ați făcut o realizare pur cinematografică, folosind doar replicile Elizei Wilk și sunetele puse la dispoziție de tehnica specifică radioului. Cât ați lucrat la spectacolul Pisica Verde? Cred că este mai puțin important cât am lucrat. Am lucrat destul de mult, într-adevăr. A ieșit și noi ne-am dorit și asta încercăm împreună cu colegul meu, Mădălin Cristescu, care a semnat regia tehnică și muzicală. Am încercat să avem o abordare cât mai cinematografică a piesei. Tocmai de aceea am ales să ieșim și în exterior, să înregistrăm exact cum se face în cazul filmelor. Bineînțeles că în momentul în care ieșim din studio, asta înseamnă un efort în plus, înseamnă deja tehnică pe care trebuie să o cărăm. Am ieșit cu actorii la pădure, în cazul nostru iarna, am înregistrat în mașină, în parc, afară, și asta presupune după aceea un volum suplimentar de muncă, dar merită. Adică aș recomanda ascultarea piesei, fiindcă sună într-adevăr cum ne-am dorit. Mihnea Chelaru, ați optat pentru distribuția din spectacolul radiofonic Pisica Verde pentru actori foarte tineri, cu excepția unuia singur, restul încă sunt studenți la facultățile de teatru din București. Cum ați făcut selecția vocilor? Pentru că, într-adevăr, am avut parte de audiția unor voci care promit. Alegerea vocilor era evidentă. Oricum trebuia să alegem actorii foarte tineri. Asta era clar și numai după citirea textului. Am avut voci foarte tineri. Am avut într-adevăr șansa că s-a realizat aici la Teatrul Radiofonic un casting cu studenți ai Facultății de Teatru și Film din București și din aproximativ, 300-400 de studenți pe care i-am ascultat, am ales aceste voci care ni s-au părut nouă a fi cele mai potrivite pentru rolurile pe care le avea. Într-adevăr, tânăra interpretă din rolul Biancăi pare că va deveni o voce recognoscibilă pentru audiovizualul românesc. Promite, vom vedea ce se va întâmpla cu ea peste 5-10 ani. A avut și alte contracandidate? Da, pe fiecare rol mers pe un sistem de listă 10, pe 10 actori pentru un rol și am eliminat pe rând. Deci fiecare s-a ales din 10 studenți remarcați. Care va fi destinul spectacolului Pisica Verde după premiera din această seară de la Radio România Actualități? Va intra într-o fonotecă și apoi? În fonotecă cu siguranță va intra. Este înscris în momentul de față la festivalul de radiodrama la New York. Este înscrisă și deja preselectată în Festivalul Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, care va avea loc la București în perioada 31 mai 4 iunie. Va fi înscrisă în Festivalul de Teatru Radiofonic
tot internațional la Bratislava Pre-Execo, care avea loc undeva în toamna acestui an. Acesta este orizontul scurt. Mai departe, dacă vor mai apărea festivaluri unde am avea o șansă cu această piesă, vom înscrie cu siguranță. Și o ultimă întrebare, Mihnea Chelaru, pe care trebuia să vă pun la începutul acestui interviu. De ce v-ați oprit la creația Elizei Wilk? Ea este un dramaturg jucat, dar relativ puțin cunoscut și de către iubitorii de teatru și de către generația tânără. Piesa, mărturisesc că am descoperit-o în momentul în care a fost făcută în cadrul Radio Fiction Desk, de aici din redacția teatru, acolo am descoperit textul. După aceea, bine, prima oară m-a frapat cât de adevărat este. Eu de mult caut un scenariu care să mă convingă, care să fie real, fără înflorituri și mai ales fiind pe zona asta adolescenților, care este foarte greu de abordat. Eu am un copil care e în preadolescență și mă gândesc cu groază la ce o să urmeze. Cumva parcă mi-a făcut lumină textul ăsta și de-aia am ținut foarte mult, deci m-am ancorat în el direct. Bineînțeles că înainte să aleg acest scenariu am citit toate piesele Elizei Wilk, dar am rămas la acesta fiindcă mi s-a părut cel mai adevărat dintre toate. Succes la festivalurile internaționale, cele trei care urmează, de la New York, București, Bratislava și, de ce nu, eu, Mirela Nicolae, sper la un premiu. Mulțumesc, Mihnea Chelaru. Și eu mulțumesc foarte mult.